Viața Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie. Sfântul Mucenic Ipatie a fost episcop de Gangra, cetate situată în ținutul Paflagonia din Asia Mică. A fost unul dintre Sfinții Părinți prezenți la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, în anul 325, unde s-a dezbătut și a fost condamnată erezia ariană. Potrivit Sfintei Tradiții, în anul 326, pe când se întorcea din cetatea împărătească, unde săvârșise minunea uciderii în fața tuturor a balaurului așezat lângă cămările împărătești și se îndrepta către scaunul său de la Gangra, Sfântul Ipatie a fost atacat într-un loc pustiu, de schismatici Novatus și Felicissimus. Ereticii l-au bătut, l-au lovit cu săbile și lăncile și l-au aruncat într-o prăpastie. Cu ultimile puteri s-a rugat asemenea întâiului mucenic Ștefan pentru ucigașii săi. O femeie care împărtășea credința ariană l-a lovit pe sfânt cu o piatră în cap și l-a omorât. Ucigașii au ascuns trupul într-o peșteră, unde un credincios creștin își păstra nutrețul pentru animale. Acesta, găsind trupul și recunoscându-l pe arhiereu, s-a grăbit spre oraș să anunțe poporul. Locuitorii creștini ai orașului Gangra l-au luat și l-au înmormântat cu evlavie pe mult îndrăgitul lor episcop. După un timp, moaștele Sfântului Ipatie au început să fie din ce în ce mai căutate pentru numeroasele minuni care se săvârșeau acolo, mai ales pentru alungarea demonilor și vindecarea bolnavilor. Se spune că femeia eretică care l-a omorât pe arhiereu a înnebunit și a început să se lovească singură cu piatra cu care l-a ucis. Fiind dusă la mormântul Sfântului, s-a vindecat în chip minunat și a început să se roage neîncetat pentru iertarea păcatului ei. Vechile versiuni ale vieții mucenicului Ipatie au circulat mult în literatura rusă, iar una dintre acestea a fost inclusă în Mineiul Mitropolitului Macarie, 1542-1564. În această versiune există o relatare despre arătarea Mântuitorului Sfântului Ipatie în ajunul morții sale. Pentru rugăciunile Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.